Suntem la această seară și tare fericită când venim la Casa Domnului, știm că sunt aici pumpe, sunt lucrări de slujire, sunt cântări, poezii și cuvântul Domnului și în această seară spunem noi aceeași rutină. Am venit la Casa Domnului ca și în fiecare duminică și mulțumim Domnului că am venit, mulțumim Domnului că ne-a ajutat, dar de fiecare dată când venim în Casa Domnului să nu uităm că suntem cu o zi mai aproape de veșnicie, suntem cu o zi mai aproape de ziua plecării noastre pe care nu o cunoaștem niciunul. Nu știm nici când plecăm din lumea aceasta și Domnul Iisus a zis, nici ziua în care voi veni nu știe nimeni. Dar un lucru esențial care a vrut să-L cunoască toți care îl vor iubi și îl vor asculta, a spus, vegheați. Ce înseamnă aceasta? Să fim totdeauna pregătiți, să fim totdeauna gata, că nu știm. Și dacă nu este dat să știm, ceea ce ne este dat nouă este să fim gata, să ne pregătim. Și cred că de fiecare dată când venim la Casa Domnului, asta vrea Dumnezeu să facă cu fiecare dintre noi, să ne ajute să ne pregătim. Imaginați-vă niște copii care se pregătesc să plece în excursie. Și să spună părinții, auzi, o să pleci mâine în excursie. El știe că va pleca și să-i spui, pregătește-ți bagajele. Crezi că va ști ce să-și pună în bagajele alea? Nu va ști. Dar ca și părinți, știm că poate să aibă nevoie de, și avem o listă din întreagă de lucruri necesare care trebuie să le aibă la el, îi le punem în bagaj, le punem în bagaj. Dragii mei, în lumea aceasta, în timpul așteptării Domnului Iisus, avem un bagaj de făcut. Și ca și acei copii nu știm să facem. Nu știm să ne pregătim. Și mai mult de atât, nu știm când vom pleca. Și Domnul Iisus a avut grijă înainte de a pleca să asigure pe cei care vor să plece în această călătorie că îi vor ajuta să facă bagajul, îi vor ajuta să se pregătească și nu vor rămânea descumpăniți, confuzi, să nu știe încotro, să apuce, ce să ia, cum să se pregătească, ce o să-i stea înainte. Dar Domnul Iisus a asigurat pe copilul și a spus, îndrăzniți, eu am biruit lumea, îndrăzniți, eu am biruit moartea, îndrăzniți, eu am biruit păcatul, îndrăzniți, eu sunt cale, adevărul și viața. Și înainte de a pleca, i-a asigurat pe copiii lui, pe urmașii lui, că nu-i va lăsa orfanul, va lăsa singur și va trimite pe cineva care știe cel mai bine să pregătească pe cei care vor să plece în această călătorie. Dragii mei, nu este o călătorie de 3 zile, nu este o călătorie de 40 de ani prin pustie, ci este o călătorie care o vom face pentru totdeauna și pentru veșnicie, dar pentru asta trebuie să fim pregătiți. Domnul Iisus Hristos de aceea a venit ca să ne arate că este drumul spre Tatăl, spre Paradis, spre fericirea veșnică deschis prin El. Că nu mai există obstacol, nu mai există dubiu, nu mai există îndoială. Acest drum l-a deschis El. Și așa cum a spus în Apocalipsa Duhul Domnului, iată până înainte o ușă deschisă care nu poate închide nimeni. Dacă Iisus Hristos a deschis acest drum spre fericire veșnică, cine ar putea să nu închidă? Absolut nimeni. Până va veni Domnul Iisus, atenție, mai spun o dată, până când va veni pe norii cerului, această ușă va rămâne deschisă. Este o ușă a îndurării, este o ușă a harului, a milei lui Dumnezeu față de rasa umană, față de oameni decăzuți, condamnați pentru totdeauna să meargă în abis, în infern, în locul care a fost pregătit pentru diavol și îngerii lui. Și Iisus a zis, nu, eu schimb destinul omenirii prin ceea ce voi face eu. Și l-a deschis acest drum care va rămâne deschis. Dar problema este acum, dacă cei de pe pământ, dacă noi, care suntem astăzi aici în Raba, vrem să continuăm acest drum, vrem să ajungem în locul acela. Pentru că Domnul Iisus, dacă vom vedea în capitolul 14, chiar îi întâmpină pe ucenici văzând starea lor demoralizată, descurajată și le spune să nu vi se tulbure inima.
În casa Tatălui meu sunt multe locașuri, eu mă duc și vă voi pregăti un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. E o promisiune extraordinară. Și ucenicii parcă văd, parcă o piatră se ia de pe inima lor. Că nu e așa cum la un moment dat credeau că toate vițele lor sunt spulberate. Că Iisus le spusese în ultimele zile că va trebui să fie dat în mâinile oamenilor, va trebui să fie bagiocorit, bătut și va muri și a treia zi va învia. Și ce va fi de noi? Se întrebau ei. Și Iisus Hristos vine ca să le ridice acest moral, să le spună pe voi, nu vă las abandonați, îmi pasă de voi și vă iubesc până la capăt. Și a dovedit-o aceasta pentru că până la ultima suflare Iisus Hristos a iubit pe săi și a iubit întreaga lume. Chiar și când era pe cruce, prin acea rugăciune extraordinară, în timp ce primea bagiocuri, lovituri, scuipături, în timp ce era blamat, în timp ce era blasfemiat, Iisus Hristos a avut doar o rugăciune frumoasă de spus. Niciun cuvânt de condamnare, ci o ușă deschisă de rar și spuse. Și spune Iisus, Tată, iartă, căci nu știu ce fac. Iisus Hristos privea peste zile, peste ani, peste secole, la cei oameni care într-o zi se vor trezi în acea morțeală, în acea întuneric, în acea pesă a păcatului și își vor da seama că sunt pierduți și vor auzi acea rugăciune care acele ecou de peste viață îi răsună. Tată, iartă că nu știu ce fac. Și aceeași rugăciune auzim și astăzi, aceeași glas blând și duios care vrea salvarea omenirii. Și acești oameni, acești ucenici, după ce Domnul Iisus le spune că va veni după ei, Toma vrea mai mult, vrea să știe calea. Și Iisus i-a spus, de atâta vreme sunt cu voi și nu mai ați cunoscut. Versetul 5. Doamne, a zis Toma, nu știm unde te duci, cum putem să știm calea într-acolo? Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl meu și de acum încolo îl veți cunoaște și l-ați și văzut. Doamne, a zis Filip, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Iisus i-a zis, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-a cunoscut, Filipe. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl? Și în continuarea discuției vedem că acești ucenici sunt liniștiți. Iisus va purta de grijă și după învierea Lui și după plecarea Lui la cer. Dar, rămân un dar aici, pentru că ne-ar toace drumul spre veșnicie să ne fie presărat doar cu promisiune, așa cum s-a spus și azi dimineață, promisiunea Lui Dumnezeu. Și aceste promisiuni ne motivează. Dragii mei, ce-a făcut Domnul Iisus pentru noi la Calvar? Este cea mai mare motivație și ar trebui să constituie cea mai mare determinare pentru noi să iubim. De ce? Pentru că pe când eram noi încă răi, păcătoși, obraznici, neîmbrânziți, neascultători, imaginați-vă cele mai grele și cele mai urâte stări pe care poate să le aibă o persoană, de răzvătire, de neascultare, de indiferență, de ignoranță. Pe când eram noi așa, morți în păcatele noastre, Iisus Hristos a murit pentru noi. Fără nimic palpabil, fără nimic evident, toți morți în păcate. Și Iisus Hristos continuă să meargă spre cruce, continuă în fiecare zi să emane în jurul lui bunătate, să emane în jurul lui dragoste, binefacere, atenție față de oameni, arătându-le că El este chipul Dumnezeului celui nevăzut. El este dragostea supremă. El este iubirea care nu poate fi pusă față sau pe lângă nicio altă persoană sau un alt nume în acest pământ. Și arătând lucrurile acestea, Iisus Hristos ne-a învățat în primul rând. Ne-a învățat și apoi ne-a dovedit stând pe cruce în locul nostru. Această dragoste trebuie să ne determine. Dacă nu determină dragostea lui Hristos, dragii mei, vă spun că nimic nu ne-ar putea determina. Imaginați-vă două persoane, prieteni, care la un moment dat, unul dintre ei este într-un pericol. Imaginați-vă că vine o mașină și vrea să-l calce. Salvarea celui din pericol poate fi doar prin smulgerea de către altcineva
din acea situație, din acel, din acea primejde iminentă. Și imaginați-vă că o smulge și o salvează. Va iubi acea persoană salvată pe prietenul său? Da, și e prietenul lui. Dar, spune Domnul Iisus, pentru prietenul lui cu greu ar fi cineva să moară, s-ar găsi. Pentru binecuvântătorul lui poate să ar găsi cineva. Adică mi-a făcut bine, mă obligă. Ceea ce a făcut el pentru om, mă obligă ca și în momentul acesta să sar în ajutorul lui. Așa cum Domnul Iisus spunea la un moment dat, zice, dacă îmbrățișați cu dragoste pe cei ce vă îmbrățișează, dacă ajutați pe cei ce vă ajută, adică e o normalitate, e un ghid. Da? Dar Domnul Iisus spune, dar Dumnezeu își arată dragostea tocmai că a făcut Iisus Hristos ceea ce n-a făcut nimeni, pentru vrășmașii lui, pentru cei care îl dau la moarte, el să ia locul nostru. Și noi să vedem acest lucru, să-l conștientizăm că El a murit pentru noi, să conștientizăm că El ne vrea viața și nimeni nu poate să ne ofere. Ce-ar putea să fie mai motivator pentru cineva? Decât să știm că nimeni nu putea să ne salveze de la ea în veșnic. Nu știu dacă putem să ne imaginăm ce înseamnă veșnicie, ceva ce nu se termină. Uitați-vă la mâna mea. Este în gips. Nu ai gândul să știu că ghițul ăsta îmi va rămâne totdeauna că trăiesc pe această mână. Deja m-a demoralizat și cred că aș intra într-o depresie. Doar de câteva zile am căzut. Și vă spun că uneori ai niște dureri doar cei care și-au rupt ceva, știu. Și zici, oare când se va sfârși? Și abia aștept să zboare covoara asta de pe mână. Și să pot din nou să-mi reiau activitățile. Dar imaginați-vă o veșnicie. O veșnicie de chin, o veșnicie de remușcări, de regrete. Am putut, că am avut la îndemână, că puteam să beneficiez. Dar mi-am închis urechile și mi-am văzut mai departe de Domnul. Ce mai mare dezastru poate să fie pentru un suflet? O veșnicie, ceva ce nu se va termina niciodată. Și Iisus Hristos a făcut acest lucru privind la noi, cu o compasiune care nimeni nu putea arăta. Nimeni nu se califica să ia crucea în spate și să ia păcatele omului, pentru că toți s-au născut în păcat. Toți sunt pătați într-o măsură mai mare sau mai mică. Nici măcar îngerii nu puteau să facă această lucrare de substituire, să ia asupra lor oricare dintre păcatele omului, doar unul singur. Și aduceți-vă aminte ceea ce spune Apocalipsa. Când Ioan a văzut acea tăcere, a văzut acea tăcere în cer și nimeni nu vrea ca să ia acea carte, să-i rupă percepțiile, adică să ducă la îndeplinire planul lui Dumnezeu. Și spune că a plâns mult, că nu se găsea nimeni vrednic, pentru că știți dumneavoastră, voluntari sunt mulți. Și în viața noastră vedem de multe ori mulți voluntari care se dau că știu, se dau că pot, se dau că ar vrea, se dau că vor face. Și când trebuie ca să duc la îndeplinire, să văd că nu o pot face. Dar în timp ce plângea Ioan, unul din bătrâni se îndreaptă spre și spune, nu plânge, oprește-te, că cineva s-a lăsit pe să ia cartea, să o cuvegeți. Este leul din semințial din Iuda. Este Iisus Hristos. Și dacă acest lucru în această seară, Duhul Dumnezeu va reuși să pătrundă în inima noastră, să ne motiveze că nimic nu vom putea face în viața noastră de creștini. Nu bănuiesc sau presupun sau place să cred că toți vrem să ne numim creștini sau nemuni. Dar vreau să vă spun că nu-i la fel să ne numim. Nu-i la fel să ne vedem, să zic, da, e creștin, e creștin, e creștin. Pentru că niciun dintre noi nu poate să pătrundă în inima omului. Nu poate să cunoască lăuntrul omului. Niciunul dintre voi nu cunoaște căile omului. Ne plecăm de aici. Suntem toți liniștiți, calmi, pace, pace și ieșim afară. Dar nimeni nu e cu mine în mașină să vadă cum reacționez eu în următoarele 5 minute după ce la unare. Cum reacționez acasă când ajung. Cum reacționez în ziua de mâine. Și în fiecare clip a vieții mele. Dar ne vedem că suntem creștini. Ne considerăm că suntem deja
gata pentru cer și Iisus Hristos în această seară privește spre noi și spune nu vă înșelați. Și chiar cu acest cuvânt încep acest pasaj, această citire de această seară. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Că noi putem să ne declarăm creștini, să fim înregistrați, să dăm și bani la biserică, să cântăm cântările cele mai noi și cele mai sofisticate, să scriem poezii de cele mai pătrunzătoare. Putem, dragii mei, foarte bine. Și sunt bune și sunt necesare. Acestea lucrează în inima celor care vor să fie transformați, vor să fie prelucrați, dar nu sunt suficiente. Eu pot să le cânt, pot să vorbesc, pot să recit poezile cele mai alese. Pot să vă impresionez cu ce n-ați mai auzit niciodată. Și totuși, acest cuvânt să vă sună și să-mi spună, Gicule, și puneți-vă fiecare numele, dacă mă iubești, așa cum spui, dovedești păzind poruncile mele. Pentru că dacă nu, va veni o zi, crezând că suntem bine, crezând că avem vechime pe calea Domnului, adică ne calificăm pentru ce. Și totuși să fie o zi a dezamăgirii veșnice. Vreau să citesc. Pentru că noi spunem multe, dar e bine să vedem ce spune cel care a deschis drumul, cel care a plătit biletul călătoriei noastre, cel care se califică să ne vorbească. În Matei, capitolul 7, spune 21, versetul 21. Nu oricine îmi zice, când zic nu oricine îmi zice, ce înțelegem prin asta? Poate să intre aici în această categorie cântare? Poate. Poate să intre poezie? Da. Doamne, Doamne. Poate să intre cuvânt? Da. Poate să intre rugăciune? Sigur că da. Spune nouă și cine îmi zice, nu învățătorule, cum a zis Iuda. Diferența care o vedem la ucenicii Domnului Iisus, toți se adresează, Doamne, nu cumva sunt eu, Doamne, nu cumva sunt eu. Și am privit să văd, Iuda nu zice Doamne, zice învățătorule, nu cumva sunt eu și mă gândesc și pe din stat. Vedem diferența, nu se răbochera. Te vezi că Iuda nici nu se mai adresează cu acest cuvânt, cu această adresare, Doamne. Și totuși Iisus zice, putem să ne adresăm, să spunem, Doamne, Doamne. Și zice Iisus, nu-i suficient. Atunci să nu ne mai rugăm, să nu mai cântăm, să nu mai spunem poezii, să nu mai spunem Doamne, Doamne. Nu asta spune Domnul Iisus. Asta vine la pachet cu altceva, care fără acel ceva nu are nicio valoare acest Doamne, Doamne. Că sunt mulți în lumea aceasta care spun Doamne, Doamne. Dar vom vedea în continuare ce spune Domnul Iisus, sunt cuvinte cunoscute doar Duhului Dumnezeu poate să facă transformarea în viața noastră și conștientizarea. Că noi trebuie să mai facem ceva. Noi zicem că iubim și Iisus zice, nu oricine îmi zice, te iubesc. Putem să zicem, eu te iubesc, Iisuse, din inimă. Și totuși Iisus e cel care privește și îl știe dacă e așa. Și m-aș bucura să fie așa. Amin? Domnul să ne ajute să ajungem la această stare. Spunea Dumnezeu despre Avram. Să poate să nu-i fac cunoscutului Avram ce vă face? Poate cuvinte Dumnezeu, El însuși, își descoperă planul lui unui om, unui muritor și spune cum să nu-i descoperă? Avram e prietenul meu și știu. Deja știa Dumnezeu ce va face Avram peste 10, peste 20 de ani, peste 30, până la sfârșitul călătoriei lui. Spune, știu că El are să umble legea mea, o să păzească cuvântul meu și mă va iubi. Și azi dimineață deja s-a spus aici că l-a iubit mai presus de orice era mai scump. Vă spun că nimic n-avea mai scump Avram în lumea aceasta. Nici turmele, nici corturile, nici slujitorile, nici orice vreți dumneavoastră. Cel mai scump era la ora aceea Isaac. Era lumina ochilor lui. Și a dovedit Avram cu mai presus decât lumina ochilor lui este Dumnezeu. Și a dovedit și Dumnezeu spune, știu! Pe Avram, îl cunosc, el are să păzească copilul lui, să umble în calea mea și cu el nu se va abate. Și Dumnezeu s-a înșelat niște cum. El însuși Dumnezeu spune, tu Avrame, datorită credinței tale care te-a împins în acțiune, vei fi tată multor oameni și nu numai atât, toate familiile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta și după mii de ani
să împlinită această promisiune a lui Dumnezeu, că Iisus Hristos moare pentru toți oamenii. Și dacă iudeii din vremea aceea n-au înțeles acest adevăr, la un moment dat Iacov a făcut apel la Vechiul Testament și a spus, ei, aduceți-vă aminte, că ei cumva nu acceptau ca și neamurile să aibă parte la mântuire. Și după ce vine Petru și spune experiența lui în casa lui Corneliu, cum acei oameni dintre neamuri, ascultând cuvântul, s-a pogorât Duhul Sfânt peste ei și a dovedit Dumnezeu că și ei sunt mântuiți. Și Petru încearcă să se justifice, dar nu-i destul. Și atunci erau așa o forfătă, o frământare. Și Iacov îi vine Duhul Dumnezeu și aduce aminte un verset, un cuvânt din cartea psalmilor, din cartea Vechiului Testament, nu știu exact locul în care scrie, doar dacă îl caut, dar acum nu să pot. Spune, aduceți-vă aminte că spune, după ce voi ridica portul lui David din dărâmăturile lui, atunci îmi voi întinde mâine pentru ca toate neamurile care sunt pe pământ să cunoască numele meu. Și atunci, parcă toți au început să vadă altfel, să înțeleagă altfel. O, asta scrie! Da, asta scrie. Dar noi de multe ori nu știm pentru că nu vrem. Rămânem în preconcepția noastră și nu ne putem imagina cum Dumnezeu să transforme așa, Dumnezeu să schimbe așa. Da, dragii mei, cine vrea, are parte de lucrarea Duhului Sfânt în viața lui. Și continui, Matei capitolul 7. Nu oricine, scuze-mă frate David, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face. Deci a zice un verb, a face e altă. Eu pot să zic mult, dar dacă nu fac ceea ce zic, n-am valoare. Cel ce face voia Tatălui meu, care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, acești oameni când vor veni, vă spun că nu vor îndrăzni să aducă ceea ce n-au făcut, ceea ce n-au zis, ci vor veni cu CV-ul lor, cu ceea ce știu ei că au făcut. Mulți vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, iarăși, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi dragi în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Și oamenii ăștia nu mint. N-au făcut un numele diavolului. Au spus și Iisus Hristos nu-i contrazice. Dacă ar fi mințit, ar fi spus, plecați că nu numele meu au făcut. Vă duceți aminte de unul care a îndrăznit când a văzut ce minuni face Dumnezeu prin mâinile lui Pavel și cum bolnavi, doar li se pune basmale sau șorțuri sau haine care au fost aprinse de trupul lui Pavel și durile rele plecau. Îi părăsea pe cei posedați. Bolile lăsau pe oameni și erau însănătoșiți. Și unul zice, păi nu-i grea formula? Rostește-o numele lui Iisus și o să văd succesul. Și repede pe urmele, probabil în sensul opus al lui Pavel, că nu avea curaj să meargă la acea sens. Și repede vede pe unul care diavolul a apăsat și a spus, vă jur pe Iisus Hristos, pe care îl numești, pe care îl propovădește Pavel, să ieșiți afară din omul acesta. Era un om posedat de diavolul. Și își aștepta să vadă minunea, să vadă rezultatul. A fost un rezultat. Dar unul pe care ei nu și-au dorit. Au plecat de acolo ei, schingiuiți, bătuți și abia au reușit să scape cu viață. Au fost doi feciori al lui Sceva, un preot. Oameni care aveau, nu erau străini de legea lui Dumnezeu. Aveau, dar nu-i suficient. Și acești oameni care se vor adresa în ziua judecății și vor spune, Doamne, noi am făcut. Iisus Hristos a ascultat ce le răspunde. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Cu alte cuvinte, viață în paralel. Dragii mei, o cântare nu-i suficient ca un păcat să fie iertat. O pozie nu-i suficientă să fie spusă ca să fie iertat. O zi de post sau mie nu suficientă ca să fie iertat. Noi de multe poate credem că negociem cu Dumnezeu, fac ce vreau în viața asta, dar nu și adunare. Sunt și cu Biblia în mână, îmi spun despre Domnul Iisus, mă rog, nu-i nicio problemă.
Nu se vede. Oamenii nu văd lucrul ăsta. Dar cel ce cunoaște inimile este Dumnezeu și spune. Atunci se va vedea deosebirea dintre cel ce mă slujește cu adevărat și cel ce nu mă slujește. Cum am spus în zilele astea, toți suntem la grămadă, așa de simplu, să ne declarăm, mai să nu ne persecuție. Venim liniștiți la adunare și totul Dumnezeu cunoaște adevărul despre noi. Sinjoare, mai bine să cunoaștem și noi ziua de azi. Mai bine să înțelegem că pentru orice l-am supărat pe Dumnezeu, nu compensează nimic. Pentru că legea noastră a fost plătit un singur preț. Sângele lui Iisus Hristos, slăvit să fie. Dar nu-i suficient, a fost vărsat. Trebuie ca să pot beneficia de acest sânge de iertare lui Dumnezeu, trebuie să existe în viața mea, în viața noastră, o pocăință reală. Ce înseamnă asta? Înseamnă să văd starea mizerabilă în care mă găsesc. Lucrurile care încă mă mai țin, care pot să constituie o piedică în calea plecării mele spre cer. Și astăzi, să nu lăs inima să mi se împetrească. Astăzi, așa cum spune Apostolul Pavel, dacă auziți glasul, astăzi este ziua mântuirii. Astăzi să-mi pară rău, să spun, Doamne, eu știu că lucrurile astea nu-ți plac ție. Eu știu că nu pot să plătesc pentru lucrurile acestea orice aș face. Există un singur preț care tu l-ai plătit. De aceea vreau să mă pocăiesc cu adevărat, să-mi pare rău, să-mi fie scârbă de păcatul meu. Și vreau să mă întorc cu adevărat spre tine. Vreau ca să primesc iertare de la tine, dar nu doar atât. Vreau o putere nouă de viață. Vreau să trăiesc în adevărul tău. Așa cum spune Domnul Iisus, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Nu le vom putea păzi noi singuri, prin puterea noastră. Dar cel care poate să facă curățire în viața noastră este Domnul Iisus prin Duhul Său cel Sfânt. Cel care poate să curățească viața noastră este Cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă vom citi în Iacov, în capitolul 1, 19 și 20, spune așa de frumos, mi se face această lucrare. Aș vrea ca să citim Iacov, capitolul 1, iertați-mă, 22. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători înșelându-vă singuri, căci dacă ascultă cineva cuvântul, o să stăm două ori să ascultăm cu gura răstată pe viță. Nici să nu clipim, nici să ne ieșim afară. Știți că și pe Pavel a fost ascultat până la miezul nopții. Dar, spune, nu poate să fie de folos dacă nu se împlinește a doua etapă. Și nu îl împlinește cu fapta. Seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Putem să ascultăm cele mai frumoase predici, cântări și totuși dacă nu se întâmplă schimbarea viața noastră, e ca și cum n-am auzit nimic. E zero. Imaginați-vă să spui la copilul tău de 1000 de ori un lucru și îl audă de 1000 de ori. Dar dacă nu-l face, s-a realizat ceva, absolut nimic. O mare, mare durere și necaz. Dar, mai departe, spune cuvântul Domnului, dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozenii, adică sunt pocăi. Da, sunt pocăi. Da, iubești pe tu, iubești. Dar de ce? Păi, așa au zis mami și tată, mă obligă să merg la adunare, dar eu sunt pocăi. Nu! Nu doar spune că a fi creștin nu înseamnă o viață de povară, o viață de constrângere, o viață în care ești zugrumat și nu poți să faci ce vrei tu. Nu, ascultați cum Domnul spune, e legea desăvârșită, legea slobozenie, adică liber. Pot să merg acolo, dar știu că nu-i place lui Iisus și ales să merg unde-i place Domnul Iisus. Pot să mă uit acolo, dar știu că nu-i place lui Iisus și ales ca să mă uit unde-i place. Adică o fac eu din libera. Nu că stă tata lângă mine sau mama, sau că vai, ce o să întâmple dacă cine nu. Ci să fie o slujire din dragoste. O urmare a lui Iisus Hristos din dragoste și spune cine își va adânci, să cunoască, să vadă mai. Eu vreau să fiu cu Domnul Iisus, El e mirele meu, dar ca să mă ia, eu trebuie să-L iubesc, trebuie să-I fiu plăcut, trebuie să-L aștept. Pentru aia
E manualul lui, e scrisoarea lui de dragoste în mâna mea. Hai să văd cum vrea el să fiu. Hai să văd ce vrea el să renunț din viața mea. Ce vrea el ca să las la o parte, că eu așa de mult îl iubesc și nimeni nu-mi pune asta. Chiar dacă ceilalți nu-l iubesc ca și mine, eu vreau să fiu primul în a-mi dovedi dragostea mea. Și privind în această lege a slobozeniei, spune, va stărui în ea, nu ca un ascultător YouTube, ci ca un împlinitor cu fapta cel remarcel, adică să fim fericiți. Și asigurarea cuvântului spune, va fi fericit în lucrare. Uitându-ne în urmă, nu vom regreta niciodată, dar nici în veșnicie nu vom regreta. Că am slujit pe cineva care era singurul vrednic să fie slujit. Că am iubit pe cineva care era singurul vrednic să fie iubit. Că ne-am legat viața pentru totdeauna de singura persoană care ne putea face fericiți. Nimeni altceva nu poate. Și aș dori ca Dumnezeu să ne dea această dragoste. Această dragoste, dragii mei, nu vine așa. E tot Domnul Iisus care o trimite în inima noastră prin Duhul Său cel Sfânt. Altfel nu putem iubi, altfel nu putem sluji. Și în zilele următoare se va vorbi despre lucrarea Duhului Sfânt în viața copilului Dumnezeu. Ceea ce este important, dacă noi vrem să iubim, vrem să fim cu El, vrem să păzim cuvântul lui. Știm că altfel nu putem. Știm că nu există planul B, nu există cale de mijloc. Dacă îl iubesc, păzesc cuvântul lui, dovedesc că îl iubesc și atunci am siguranța că Iisus, dacă vom citi în cuvântul care a fost citit în această după masă, ascultați garanția care o spune Domnul Iisus, dacă, vreau să citesc acestea, dacă mă iubește, versetul 23, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu. Punct. Da? Deci nu există altă cale. Dar continuă. Și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la El și vom locui împreună cu El. Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele. Hai să schimbăm. Cine nu păzește cuvintele mele, nu mă iubește. E același lucru. Dovada e în ceea ce facem noi. Iisus a făcut, a dovedit. Acum noi spunem, dar trebuie s-o și dovedim că vrem să fim cu El, că vrem să-L ascultăm și dacă vrem să știm mai multe, aici manualul. Dar ca să avem puterea, avem nevoie de Duhul Dumnezeu. Despărțiți de Duhul Dumnezeu, nu putem să facem nimic. Cu toată înțelepciunea noastră, să știm Biblia de la Genesa până la Apocalipsa, pe de rost. Ce frumos frățiorul nostru Filip a spus în această seară și încurajez și mă bucur să văd acest curaj, această dorință să strângă cuvântul lui Dumnezeu în inima lui și aș vrea ca acest lucru să motiveze și pe cei mai mari. Vreau să vă spun că toți suntem inteligenți. Pe toți ne-a dotat Dumnezeu cu capacitate și putem. Dacă nu am fi la școală, am fi toți clasa întâi și omul mai zice, stai acasă că n-are rost să repeți. Faptul că am terminat un secundar, am terminat poate o universitate sau doctorat, asta deja nici nu mai se contestează. Asta dovedește clar că Dumnezeu ne-a zestrat cu capacitate. Dar ce facem cu această capacitate? Omul lui Dumnezeu David, deși era împărat, avea un lucru, o deviză în viața lui și a spus, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Îl iubea pe Dumnezeu. Și cu toate acestea, îl iubea pe Dumnezeu. Știți că s-a întâmplat și în viața lui drama și cât de mult l-a costat pe David. Dar nu s-a lăsat, nu a rămas acolo. Cu toate pierderile, cu toate consecințele, s-a lăsat mai tare de păstorul cel bun, de Iisus Hristos. Și a spus, cât pentru mine fericirea mea nu e alta decât să fiu cu păstorul meu, să fiu cu El, să mă apropii de El. El este bucuria mea și dacă vom citi psalmii care i-a scris, vom vedea acest lucru evident, că nu exista pentru El mai mare bucurie, mai mare fericire decât să-L aibă pe Domnul Iisus, pe Dumnezeu la dreapta Lui. Spune psalmul 16, când este El la dreapta mea, chiar în seara aceasta s-a citat, nu mă platin de aceea, inima mi se bucură, sufletul mi se veselește și trupul mi se odihnește în liniște, nu are niciun stres. Era împărat la o mulțime imensă, cu o grămadă de vrăjmași și spune, sunt liniștit. De ce? Că nu vei lăsa trupul meu în locuința morților. Nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putrezirea. Aici deja vorbea despre lucrarea că va face Dumnezeu în viața Domnului Iisus Hristos. Dar îmi vreau să mă opresc la aceste cuvinte și lucru care aș vrea
să ne rămână mai adânc rădăcinată în inima noastră, să înțelegem că dragostea noastră față de Dumnezeu se dovedește prin mântuirea cuvântului Lui. Altfel nu se poate. Să înțelegem că dacă îl vom iubi cu adevărat, atunci vom putea să-l slujim, dacă nu, vom slujim un an, doi, trei și la un moment dat, zup, am părăsit. Știți că și Dima a mers după Pavel și l-a urmat și spune la din dragoste pentru lumea de acum m-a părăsit. Nu poți. Dar dacă ne rugăm Domnului, spune, Doamne, tot această dragoste să fie tot mai intensă în viața mea. Pentru că eu nu vreau să te părăsesc. Eu vreau să rămân cu tine, că vreau să rămân totdeauna cu tine. Și ca să te arăt că te iubesc, lasă pe Duhul Tău cel Sfânt să inunde, să stăpânească viața mea, ca să pot să păzesc cuvântul Tău. Călăuzește-mă, arată-mi ce trebuie să fac, că în fiecare zi sunt bombardat de atâtea situații, atâtea ispite mă lovesc, atâtea momente în care nu știu ce să fac. Și dacă n-am cuvântul Tău, nu știu cum să răspund. Dar dacă voi avea cuvântul Tău, știu că Duhul Tău mi-l va pune la dispoziție și va da puterea necesară să biruiesc. Și biruind, Iisus a promis și a spus, cei ce va birui, îi voi da să șadă, nu-i obligat. De El a dat și locul lui cu Domnie, împreună cu El. Îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de Domnie. Toate cuvinte să împărățească o veșnicie. Mi-a dat această, ce să spun eu asta, acest har, această oportunitate, favor. Nu știu cum să găsesc termenul cel mai potrivit. Nu doar să ne salveze, ci să ne dea împreună cu Hristos toate lucrurile. Le vreți? Le vrem. Vreți să fim cu Domnul Iisus? Cine ne vrea? Dar haideți să fim serioși. Haideți să fim hotărâți și să cerem resursele din partea lui Dumnezeu. Să-L putem iubi cu adevărat, dovedind prin împlinirea a ceea ce ne cere El. Dacă spunem, și asta, e prea greu. Și asta, nu am prea mult. Citim în cartea Domnului Luca că Simon, Zaharia și Elisabeta spune că erau înaintați în vârstă și păzeau fără pată. Nu știu dacă înțelegem acest termen. Cu atâta acuratețe și atenție, fiecare poruncă. Și erau fost porunci în Vechiul Testament. Vreau să vă spun, de multe ori vorbesc cu copiii acasă și vai, câte li se cereau, câte imposibil, spune noi omenește. Și erau așa de atenți, nu că ne-au greșit. Dar vreau să spun că preocuparea lor a fost ca în toate lucrurile să fie pe plac lui Dumnezeu. Și Iisus Hristos, Dumnezeu a plătit cu plăcere spre ei. Asta face Dumnezeu în viața noastră. Și dacă noi vrem, vom face la fel. Și vom fi cu Domnul Iisus. Domnul să ne ajute. Amin. Amin. Binecuvântat să fie Domnul. Dacă am stat și cugetat în plan la textul ăsta, nu o să cuget, nu o să vă zic numai un singur gând scurt. Domnul Iisus, pentru primirea Duhului Sfânt în textul ăsta, sunt două mari condiții. Prima condiție e în versetul 17 și este separarea de lume. Și vă provoc să citiți acasă, lumea nu poate primi Duhul Sfânt, să citiți acasă nici cei ce iubesc lumea. Citiți acasă Doi Împărați, capitolul 22 despre Iosea. Ce a făcut Iosea? Cum s-a separat el de lume? Și să cugetăm la viața noastră. Și în al doilea rând, ca să primești descoperirea, arătarea Fiului și plătatea Duhului Sfânt în viața ta, este să păzim poruncile Domnului. Domnul să ne ajute lucrul acesta. Amin. Dar vreau să încheiem aici și pe invit să ne ridicăm în picioare. Și nu doresc să pun pe cineva să se roage numele la toți. Aș dori ca toți să medităm la cuvântul care s-a predicat în seara aceasta, la ce s-a cântat, că au fost cântări minunate în seara aceasta și să vorbim înaintea Domnului. Și să luăm, facem un legământ așa cum Iosua a făcut legământ el cu Domnul și tot poporul cu Domnul, să-L slujim cu toată inima noastră pe Domnul. Amin. Ne cântăm cu toți în brațul Domnului. Aș vrea să anunț pentru Mați, fratele Giovanni, se va întoarce pastorul Domnului în mijlocul nostru și Domnul să-L păzească, să-L plătească, ajută în pace în familia lui. Și fratele Iosif e fer, cred că miercuri, nu? Tot Mați. Poate vin face așa, avem o foarte și e prea bună să-i binecuvânteze. Atunci ne rugăm pentru amândoi. Ne rugăm toată și pentru plecarea la Kitchener, care va fi nevoie și marș și joi pastorul Domnului, dar să ne rugăm și seara aceasta, ca Domnul să ne păzească, să ne plătească de binecuvântare. Ne rugăm cu toți.